Uite și imaginea asta, îmi place. A ieșit afară Simona, s-a așezat în hamac. Andrei n-a îndrăznit să se bage lângă ea, deși cred că ar fi fost foarte potrivit să facă asta. În fine, a ținut hamacul să se așeze, să nu cadă din el, apoi stătea lângă ea, vorbea așa de la un nivel mai sus. Apoi l-am văzut că s-a lăsat în vine și a venit un cățeluș și ați văzut că au și căței acum în curte. Aici ținea hamacul să nu cadă, să se așeze ea bine. Mi se par niște gesturi foarte frumoase. Apoi s-a așezat lângă ea, vă spuneam, în vine, a venit un cățeluș și a început să mângâie cățelușul, l-a pupat pe frunte pe cățel, deci mie asta mi se pare maxim. Și nu știu dacă v-am mai spus, dar Andrei spunea că are 10 pisici acasă, iar Simona 7 pisici, vă dați seama, deci lucrurile astea, na, majoritatea au, uitați aici, a venit cățelul și l-am văzut că l-a pupat pe frunte, deci mie mi se pare super, nu știu cum să numesc, foarte tare, bravo, Andrei!